Am văzut ce se întâmplă în ultimele zile acolo. Da. Într-un fel este o continuare a ceea ce se întâmplă de ani de zile și nu te mai surprinde nimic. Vedem că până la urmă lucrurile așa cum le vedeam noi din exterior, separate într-un fel, da? Deci partea administrativă față de partea sportivă, da, nu mai sunt chiar atât de separate și jucătorii au luat atitudine. Nu știu dacă de ce parte poți să te plasezi aici. Eu ca suporter neutru, pur și simplu, ca observator din exterior, nu pot decât să zic încă o cărămidă pusă pe acest zid al falimentului care se vede la orizont din ce în ce mai mult. Dacă jucătorii nu se mai antrenează, partea sportivă nu mai poate să mai performeze, că până la urmă trebuie să câștigi meciuri ca să promovezi, ca să se îndeplinească acel plan de redresare care a fost propus, care includea niște bani de la Liga 1 și niște drepturi TV. Iată că dacă nu se mai antrenează, automat nici nu o să mai joace la nivelul așteptat. Ovidiu Burcă, care până acum părea că ține foarte bine vestiarul și reușise să redreseze situația, părea că se forma din nou un grup unit acolo. Iată, au apărut și primele disensiuni serioase din mandatul lui, da? Da. Ținem minte că el când a venit, moralul era la pământ, toți jucătorii erau... Toată situația era fără scăpare, și ușor, iar ușor era revoluționat cât s-a putut, atât cât s-a putut Dinamo și a dus-o în zona de play-off. Însă uite că nu contează doar asta, se pare. Iată că nu contează doar asta, până la urmă și banii sunt importanți. Într-adevăr, când te gândești la fotbalul românesc în general, zici, aia, 3 luni, am văzut și mai grav de atât, de ce, domne, protestează, nu e nicio problemă. Dar, pe de altă parte, dacă gândești strict ca business, ai un contract, trebuie să-l respecti, deci vezi undeva la mijloc. Și uman, Marius, pentru că nu vorbim de fotbaliști care au câștigat milioane de euro, vorbim de fotbaliști care 100% sunt sigur că trăiesc efectiv de la lună la lună din salarii. Da, este clar, trăiesc de la lună la lună din salarii, nu sunt cei mai bogați jucători acolo. Iată că au început deja primele rezilieri de contract în, și atacuri directe la adresa antrenorului. Da, am văzut că unul dintre cei doi jucători care și-a reziliat contractul, Buhăescu, îl atacă în mod direct pe Ovidiu Burcă și spune că minte, că e un mincinos, adică niște lucruri, eu zic, destul de serioase. Practic, Buhăescu în momentul ăsta, nu știu ce antrenorul mai ia. Adică pleacă, ai plecat, pleacă și tu și nu spune nimic. Zi mersi că ți s-a reziliat contractul și du-te și cauți echipă, nu ataca antrenorul, chiar dacă a mințit. E cea mai mare greșeală. E o greșeală mare asta, din punctul meu de vedere, pe care o face Buhăescu în momentul de față, dar treaba lui. Da, mă, te întreb și ce înseamnă minciuna asta lui Burcă. Îți dai seama, până la urmă, probabil că discuția a fost de genul, stați liniștiți, antrenați-vă că vor veni banii. N-au venit o tură, n-a venit a doua tură, dar până la urmă antrenorul ce să facă? Să spună, da, aveți dreptate, nu vin acum banii când sperați voi, hai să nu mai face nimic. Nu știu cât putea Ovidiu Burcă să garanteze că vin banii până la urmă, pentru că nu depindea foarte mult de el ce se întâmplă acolo. Și el primea promisiuni, probabil. El primea promisiuni și probabil era ca o curea de transmisie către jucător. Ce îi spunea conducerea, spunea și el mai departe. Deci nu cred că el, în mod direct, poate fi acuzat de către cineva că mințea, că nu ducea el bani de acasă să plătească jucătorii. Pe de altă parte, exact acum, aproape să înceapă din nou campionatul, iată că se întâmplă lucrurile astea, exact în perioada de pregătire, când ar trebui să fie concentrare mare de tot pe pregătirea asta, pentru că urmează meciuri grele și ai pretenții, și uite că nu se vor realiza, pentru că nu ai cum să stai prost cu banii, să nu te pregătești, deci și sportiv și administrativ să fii la pământ și tu să emiți pretenții. Deci iată că se prefigurează obiectiv ratat pentru Dinamo, promovarea, având în vedere toate problemele pe care le vedem că se întâmplă. Urmă, nu? Eu cred că supărarea lui Burcă vine de la faptul că el vede că toată munca lui de până acum se poate duce pe apa sâmbetei. Da. Deci poate să-și asocieze numele cu un eșec major în neîndeplinirea unui obiectiv de a intra în play-off și de a lupta pentru promovare, dintr-o cauză pe care poate el acum o consideră minoră. Nu știu cum o vedea când era jucător. Da. Știi cum e? Când acum ești de altă parte exact, a situației. Așa este, fiecare își vede propria lui zonă și propriul interes. El ca antrenor evident că vrea ca jucătorii să se pregătească, pentru că urmează meciuri multe și grele. Și probabil din discuțiile pe care le-au purtat, eu de-aia îl văd foarte supărat. Ai văzut? Deci foarte supărat. Probabil a purtat niște discuții. Da, poate voi știți mai bine ce s-a întâmplat acolo. Au fost discuții în care el a spus, asta ce am înțeles de la cei care au fost în vestiar. A vorbit cu jucătorii și a spus, potoliți-vă cu chestia asta, antrenați-vă. Vă garantez că săptămâna viitoare va fi mai bine. Nu muriți acum câteva zile dacă mai prelungiți un pic să vă antrenați și așa mai departe, să vedeți că va fi bine. Dacă nu vedeți, nu că noi vrem să discutăm cu conducerea și atunci el s-a enervat în ideea în care dacă eu vă spun ceva și vă rog ceva, de ce nu țineți cont?
Da, până la urmă asta înseamnă să ții vestiarul în mână, asta înseamnă ca tu ca antrenor. Arăta forță Burcă exact, acum, pentru că a cerut eliminarea unor jucători și atenție, se întâmplă asta. Deci e clar, conducerea a ales. Suntem cu antrenorul, nu cu vestiarul. Ce de transmite obicei, asta, Marius? Asta înseamnă că este susținut Ovidiu Burcă, asta înseamnă că ei cred în proiectul lui și că le place ceea ce a făcut până acum. Da. Pe de altă parte, nu știu cine altcineva și-ar fi asumat să ia Dinamo. Dar te întreb altceva, în vestiar ce s-a transmis când... Probabil că erau unii care erau între. Bă, nu prea am curaj să fac și o grevă acum cu ăștia grei, nu? Dar parcă îmi vine. Dar în momentul în care îi vezi că au fost disciplinați în sensul în care ăsta pleacă, ăsta pleacă, ăsta pleacă, cred că te pui un pic la locul tău să faci aici Burcă, nu? Sunt convins că nici acolo nu sunt apele atât de limpezi pe cât pare. Întotdeauna într-un vestiar unde sunt zeci de jucători, există 2-3, un nucleu dur, care sunt inițiatorii unei astfel de greve, da? Care sunt cei care instigă colegii și hai vino și tu, hai facem împreună, e bine ceea ce spunem noi. Și probabil i-a identificat în acești jucători pe care până la urmă i-a eliminat din echipă și au reziliat contractele. Și conducerea a dat mesajul clar, noi suntem de partea lui Ovidiu Burcă, noi vrem seriozitate. Uite, v-am plătit o lună de salarii, în același timp îi dăm afară pe acești instigatori care creează probleme în interiorul vestiarului. Vă promitem că o să vă dăm banii, mai aveți puțină răbdare, continuați să vă antrenați pentru că urmează meciurile și Ovidiu este susținut. Se împace. Ai văzut declarația lui domnul Zăvăleanu că nici el nu-i spune lui Ilie Dumitrescu cum să dribuleze sau să tragă la poartă. Da, nici astea nu fac bine. Știi că nu fac bine pentru jucători. Dar și fac deliciu publicului. Fac deliciu publicului, dar în interiorul echipei sunt mesaje clare că există disensiuni majore între persoanele de la conducerea acolo. Adică partea de director sportiv față de partea de administrator judiciar. Într-adevăr, sunt ele ar trebui să fie complet separate și să nu se bage unii peste alții. Dar genul ăsta de mesaj ironic, gen nici eu nu-i spun lui Ilie Dumitrescu, de parcă... Adică comparația Ilie Dumitrescu al insolvenței. Al insolvenței și celălalt este un amator. Exact, ale, așa, un iubitor al fenomenului. Deci cam ăsta e mesajul. Și, nu dau bine, nu dau bine, clar. Adică ele fac parte din deliciul publicului, dar nu dau bine pentru o echipă serioasă. În teoretic, așa cum vedem noi din exterior cel puțin, da? Ei doi practic sunt în aceeași barcă. Corect. Chiar dacă sunt pe zone complet separate. E, și dacă în aceeași barcă încep să se împingă, vezi, uite, se răstoarnă. Ca să continui metafora cu barca. Deci nu merge bine în sensul ăsta. Dar acum poate criza asta cu jucătorii, într-un fel să strângă lucrurile, să vedem ce se întâmplă acolo. Am văzut, e susținere totală, așa cum bănuiam și noi pentru Ovidiu Burcă în momentul acesta. Să vedem și declarațiile din partea cealaltă, de la directorul sportiv. Presupun că merge pe aceeași administratorul linie. Administratorul special. Mă rog, de fapt, președintele clubului. Președintele clubului.